Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod din lumea plantelor. De curând am terminat lucrările de replantare a copăceilor care au iernat afară și pe care mi-am propus să-i replantez până în primăvara asta. Au fost în total 14 replantări, dintre care o parte le-am arătat aici. Nu am făcut video pentru toate replantările din lipsă de timp, dar și pentru că pe unele dintre ele le-am considerat neinteresante. Riscam să devin plictisitor arătându-vă replantarea unui salcân de 3 ani, de exemplu. Punctul culminant al acestor lucrări a fost replantarea pădurii de jugastru, lucrare pe care o consider o reușită și momentan sunt semne că toți puieții replantați s-au prins. Când va înfrunzi, voi face un video special în care vă voi arăta pădurea mea de jugastru în plină vegetație. Până atunci, dacă nu ați văzut filmul cu pricina, vă las un link în descriere. Bun, astăzi mi-am propus să lucrez puțin la mica mea pădure de portocali și anume să-i fac o tăiere de întreținere a coroanei și apoi schimbarea substratului. Dar înainte de a începe lucru, vreau să vă mai spun ceva. Canalul meu de YouTube a ajuns la un număr de peste 3500 de abonați. Este mult peste așteptările mele și vă mulțumesc că îmi sunteți alături. Printre cei care s-au abonat la canalul meu, am aflat și de un puști care este și el pasionat de creșterea plantelor și dornic să arate tuturor ce flori interesante are în colecția personală. Are și un canal de YouTube pentru asta și am intrat și eu din curiozitate să văd despre ce este vorba. Am fost surprins în mod plăcut să văd că un copil este atât de preocupat de plante. De obicei, copiii de vârsta lui au alte preocupări. Așa că vă îndemn și pe voi să intrați pe canalul lui să vedeți despre ce e vorba. Așadar, căutați canalul Plante și Natură Alex. Și acum să revin la mica mea pădure de portocali. Mai întâi voi face câteva mici tăieri pentru că de la ultima intervenție și până acum au apărut creșteri noi. Apoi urmează schimbarea substratului pentru că au trecut deja mai mult de 2 ani de la ultima replantare și sunt convins că rădăcinile au umplut deja ghiveciul. Bun, și acum să încep lucrul. Așa cum am spus, mă voi ocupa mai întâi de coroana pădurii mele de portocali. Și, de exemplu, am aici o ramură care s-a uscat și pe care o voi tăia. Mai departe, voi tăia lăstarii care au crescut în interiorul coroanei. Am aici un lăstar care a crescut spre interiorul coroanei. E destul de mare. Bun. De asemenea, lăstari care s-au dus prea mult în sus. Și aici am un lăstar foarte lung și îl scurtez. Și lăstarul ăsta prea lung, îl mai scurtez. Aici am o aglomerare de lăstari. Încă un lăstar care a crescut spre interior, îl tai, curtez și aici, era prea lung, alt lăstar în interior, la fel și aici, și ăsta e prea lung, și aici am prea lung. Bun, am terminat tăierile la coroană, n-am avut foarte mult de lucru. Practic am făcut puțină lumină pentru că începuseră să se îndesească crenguțele și le-am rărit. Încet, încet apar și frunze galbene, ori e o carență, ori își schimbă în mod natural frunzele. Nu știu exact despre ce e vorba. Bun, acum voi trece la schimbarea substratului și pentru asta va trebui să scot păduricea mea de portocal din ghiveci. Mă folosesc de un șpaclu să slăbesc puțin presiunea. Thank you.
am reușit până la urmă să scot din ghiveci pădurea mea de portocali. Cu greu am scos-o pentru că foarte puternică și înfipsese rădăcinile în ghiveci. Se vede că, așa cum am bănuit, rădăcinile ocupaseră tot spațiul din ghiveci. Și se mai vede stratul generos de cheramzit pe care l-am pus eu pe fundul vasului pentru drenaj. Se pare că a funcționat. Toate rădăcinile astea trebuie acum înlăturate. Scurtez rădăcinile astea care au crescut foarte mult în adâncime. Am o rețea foarte deasă de rădăcini și nu pot să nu remarc mirosul deosebit pe care îl emană rădăcinile atunci când le tai. Foarte interesant cum miroase. Cred că e suficient. Ia să vedem și pe partea asta. Da, mai trebuie aici un pic. Bun, asta e surplusul de rădăcini. Urmează să greblez puțin și la suprafață. Mai întâi înlătur mușchiul de pământ care a crescut la suprafață. Da. Și înlătur și o parte din pământ. Bun, cam atât, cred că e suficient. Și iată pădurea mea de portocali pregătită pentru replantare. Nu insist mai mult, nu deranjez mai mult rădăcinile, pentru că nu cred că e cazul. Replantarea o voi face în același ghiveci, pentru că nu am alt ghiveci la îndemână. Da, va veni aici la loc. Și încep replantarea cu așezarea primului strat de sol pe fundul vasului. Mai pun puțin. Și completez cu sol. Pe care trebuie să lucrez bine, îl bag bine de tot în spațiul rămas liber. Bun, am completat cu sol și acum fac o pulverizare. După care urmează ultima etapă a lucrării, și anume plantarea mușchiului de pământ la suprafața solului. Am mușchi de pământ uscat și mărunțit, pe care o să-l așez la suprafața solului și care sper eu că va prinde rădăcini și se va înmulți și va forma un covor verde la suprafața solului. Gata și cu mușchiul, mai pulverizez o dată ca să se așeze bine și mușchiul de pământ.
Și cu asta lucrarea de replantare a pădurii de portocali a luat sfârșit. O să fac o rotire completă ca să o vedem din toate unghiurile. Sper că după replantarea asta portocalii mei se vor revigora și vor crește mult mai viguros. Atât pentru astăzi, v-am arătat episodul 2, mica pădure de portocali. Sper că vor mai urma și altele. Vă mulțumesc pentru vizionare și nu uitați de Plante și Natură Alex. Toate cele bune, pe curând!